Bună dragii mei dragi. Astăzi vă voi arăta o rețetă minunată de prăjitură cu cremă de caramel, jeleu de afine, cumură și un topping de ciocolată. Aceasta este lista ingredientelor pentru blatul cu nucă. Am separat albușurile de gălbenușuri și voi începe prin a mixa albușurile cu un praf de sare. Adaug zahărul treptat și mai mixez până obțin o fermă. Cam așa trebuie să arate. Încorporez și gălbenușurile, apoi voi amesteca cu un tel, ușor de jos în sus. Cern, făina, deasupra, tot așa, puțin câte puțin, și voi amesteca în continuare. Introduc nuca măcinată. Omogenizez. În continuare, voi turna uleiul, laptele și aromatizez cu esența de vanilie. Mai amestec puțin de jos în sus, cu telul, iar la final doar folosesc o spatulă. Astfel verific dacă s-au amestecat toate ingredientele bine. Torn aluatul în două tăvi egale, de 18 pe 28 cm. Puteți folosi doar o tavă, apoi la final tăiați blatul pe jumătate. Dar eu dacă doresc să se răcească mai repede, prefer această variantă. Introductă-vile în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 de minute aproximativ sau faceți testul cu scobitoarea. Le las complet la răcit, apoi voi tăia suprafața acestora. Sfatul meu este să folosiți un cuțit care taie foarte bine. Cam așa arată la final cele două felite blat. Foarte pufoase de nucă. Să trecem la musul de caramel. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Încep să hidratez gelatina cu apă rece. Amestec și voi lăsa în repaus 10 minute. Introduc zahărul peste laptele cald. Amestec pentru dizolvare. Apoi, cu un tel, amestec gălbenușul cu amidonul foarte bine. Apoi voi turna laptele cal, disolvat cu zahărul. Acest amestec îl voi pune într-o cratiță pe foc mic. Când se va îngroșa precum o budincă, este gata. Opresc focul și îl voi turna într-un bol unde îl voi lăsa să se răcească 5-10 minute. Moment în care voi topi gelatina, 10 secunde în cuptorul cu microunde și voi omogeniza compoziția caldă, bineînțeles. Introduc și sosul de caramel, care este făcut cu câteva zile înainte, de aceea are această textură consistentă. O să vă las linkul în descriere, dar trebuie neapărat să-l faceți minim cu o seară înainte. Amestec pentru omogenizarea musului. Tot așa, ușor, de jos în sus. Adaug frișca care a fost puțin mixată anterior și omogenizez cu spatula, de data aceasta. Pentru a obține un mus cât mai fin, îl trecem prin sită. și este gata. Deci nu vă zic ce gust delicios are și o textură aerată. Împart crema în două boluri, așa o să ne fie mult mai ușor. Însiropez platul cu un sirop vanilat. Rețeta o voi lăsa în descriere. Apoi voi turna cantitatea dintr-un bol de cremă cu caramel. Întind foarte bine pe toată suprafața și introduc tava în congelator pentru 20 de minute aproximativ. Timp în care vom pregăti jeleul de afine cu mure. Eu folosesc fructe congelate, însă puteți folosi și cele proaspete. Hidratez gelatina cu apa, amestec și voi lăsa în repaus 10 minute. Pun pe foc cratița cu afine, mure și zahăr două minute până se vor înmuia și se va topi zahărul. Cam așa arată. Blenduiesc compoziția fierbinte. Apoi o voi trece prin sită pentru a elimina cojițele, semințele, fructelor. Este gata. O voi lăsa 5 minute să se recorească. După 5 minute Topesc gelatina în cuptorul cu microunde până în 10 secunde și amestec pentru omogenizare. Torn geleul cald peste musul ferm. Da, deci musul trebuie să fie ferm la atingere. Introduc tava în congelator pentru 20 de minute. După 20 de minute, acopăr suprafața geleului ferm cu musul rămas. Observăm că după ceva timp, musul nostru și-a schimbat consistența, a devenit puțin mai groasă, însă se întinde destul de ușor. Acopăr crema cu blatul de nucă rămas. Pe urmă voi introduce prăjitura în congelator pentru 20 de minute. Între timp pregătim glazura de ciocolată. Folosesc o ciocolată cu lapte însă puteți folosi și una neagră sau albă, de care doriți. Introduc ciocolata mărânțită în frișcă. Acest amestec îl voi pune pe foc mic, doar până se topește. Acum îl voi lăsa 5 minute să se răcorească. Scot prăjitura din congelator și voi turna glazura caldă pe toată suprafața acesteia. În continuare, voi lăsa prăjitura în frigider peste noapte. A doua zi, scot prăjitura din formă și voi decora cu aceste linii trasate din ciocolată topită. Ciocolata este pur și simplu ruptă în bucăți, introdusă în cuptorul cu microunde, astfel se topește mult mai repede. Însă, puteți să o topiți și pe baie de aburi. Bineînțeles, decorul acesta este opțional. Dacă doriți, puteți folosi doar nucă măcinată deasupra, fulgi de cocos, ciocolată mărunțită sau cum doriți. Voi tăia extremitățile prăjiturii. Pentru a avea laturile cât mai curate, vă recomand să țineți lama cuțitului într-un recipient cu apă fierbinte. Apoi ștergeți lama cu un șervețel uscat și tăiați prăjitura. Eu cam așa procedez aproape la fiecare prăjitură. Astfel nici nu se va crăpa grilajul de ciocolată. Și este gata. O prăjitură tare bună cu o combinație. Delicioasă. Blatul cu nucă, mus de caramel, jeleu de afine cu mure și un topping de ciocolată. Cu siguranță o încântare a simțurilor. Vă recomand cu drag să o încercați și să bucurați cât mai multe persoane, dragi. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Ne auzim în următorul video. 爸爸